Bună ziua și bine v-am regăsit la o nouă ediție specială a știrilor TVR. Sunt Ionuț Gheorghe și vă mulțumesc că ne urmăriți. Așteptăm din moment în moment de la grupul de comunicare strategică raportul privind numărul de îmbolnăviri de astăzi. Între timp vedem că noul coronavirus creează probleme și în fotbal. Mai mulți jucători de la Dinamo București au fost confirmați pozitiv la testul SARS-CoV-2. Jucătorii au fost trimiși în izolare și așteaptă rezultatul celui de-al doilea test. Dinamo a fost primul club de fotbal din Liga 1 la care a apărut un caz de infectare. Cristi Mândru, colegul meu, ne aduce detalii. Cristi, diseară era programat meciul Dinamo-Chindia Târgoviște. Se mai joacă, ce știi? Bun găsit! Problemele parcă nu se mai termină. Pentru cei de la Dinamo, 6 jucători au fost depistați pozitiv cu COVID-19, astfel că meciul din această seară cu Chindia a fost amânat. Pe surse, cei 6 jucători ar fi Mârjiac, Vali Lazăr, Fara, Răduță, Mihai Popescu și Ricardo Grigore. 4 dintre ei sunt asimptomatici, 2 au simptome ca de gripă, Fara și Răduță. Cei 2 au rămas la spital, restul lotului a fost trimis acasă. Cei 6 vor reface testele astăzi. Viitorul este incert pentru Dinamo, pentru că meciul de astăzi a fost amânat. Cei de la Liga au anunțat că în niciun caz campionatul nu se va întrerupe, astfel că e o situație disperată pentru dinamoviști. Ei riscă să nu poată juca meciurile restante, ceea ce ar echivala cu pierderea lor la Masa Verde cu 3-0 și implicit retrogradarea. O situație așadar fără ieșire. Dinamo ar fi trebuit să joace și duminică încă un meci cu Chindia. Erau 2 meciuri legate în câteva zile cu această formație. Totul practic e în aer. Sunt foarte, foarte multe necunoscute care așteaptă să fie rezolvate în următoarele zile. Cristi Mândru, îți mulțumim pentru toate aceste informații. Mergem mai departe. O angajată de la o creșă din Cluj-Napoca a fost depistată pozitiv la testul pentru coronavirus. Femeia este internată în spital în acest moment, iar în creșă s-au luat mai multe măsuri. Mergem la Cluj. Acum are detalii colega mea, Sorina Noroc, în direct acum cu noi. Bună ziua, Simona! Bună ziua tuturor! Angajata de la creșă urma să plece în concediu și a efectuat testul COVID care a ieșit negativ, dar ulterior, pentru că prezenta simptome, a repetat testul și a fost depistată pozitiv cu COVID-19. Femeia a fost internată în spital, însă Direcția de Sănătate Publică nu a luat măsuri suplimentare la creșă, pentru că, potrivit anchetei, angajata și-ar fi desfășurat activitatea la etajul 2 al clădirii și nu a intrat în contact direct cu nimeni dintre colegi, în condițiile în care activitatea creșei se desfășoară la parter și la etajul 1. Conducerea instituției a dispus dezinfectarea tuturor spațiilor, iar primăria a transmis că recomandă angajaților cu simptome COVID-19 să efectueze testul de specialitate. Atât de la Cluj. Simona Noroc, îți mulțumim pentru toate aceste informații. În septembrie vom ajunge la 1000 de cazuri noi de coronavirus pe zi, dacă lucrurile vor merge ca acum în România. Avertismentul vine de la un reputat medic, Valeriu Gheorghiță, specialist în boli infecțioase la Spitalul Militar Central din Capitală, a fost invitat aseară la Tema Zilei în cadrul telejurnalului TVR. Modelele matematice pe care noi trebuie să le luăm în calcul, pentru că sunt modele care ne prognozează cumva ceea ce urmează să se întâmple din punct de vedere epidemiologic și pe baza cărora noi ne creăm niște strategii de acțiune, ne arată că dacă nu vom respecta aceste măsuri în continuare, s-ar putea ca după jumătatea lunii septembrie să vorbim de peste 1000 de cazuri noi pe zi, ceea ce este foarte complicat, pentru că deja intrăm într-un alt sezon, în sezonul infecțiilor virale. Ne uităm ce se întâmplă și la Casa Poporului. După o săptămână de discuții și dispute politice în Comisia Juridică a Senatului, legea carantinei și izolării ajunge azi în plen pentru dezbatere și vot final. Participă inclusiv premierul Ludovic Orban la această ședință, iar cifrele despre care vorbea mai devreme medicul Valeriu Gheorghiță sunt confirmate și de guvern. De acolo vin estimări alarmante. În ritmul actual al infectărilor cu noul coronavirus, la jumătatea lunii august am putea avea chiar și 1600 de cazuri noi pe zi. Luiza Gereadă ne dă mai multe detalii. Luiza, ești în direct, te ascultăm. Bună ziua! Discuțiile în plenul Senatului, Camera Decizională asupra acestui proiect de lege foarte important privind izolarea și carantina ar fi trebuit să înceapă în urmă cu o oră, însă se pare că sunt în continuare probleme în Comisia Juridică, acea comisie care trebuie să dea raportul asupra proiectului de lege. Deși aseară ajunseseră la un acord senatorii din această comisie, vedem că deocamdată nu avem raportul și nu avem nici plenul început. Premierul Ludovic Orban va participa la discuții pentru a
aș susține proiectul de lege despre care spune că este foarte important pentru limitarea răspândirii epidemiei. Ce știm deocamdată din discuțiile din Comisia Juridică, cum ar trebui să arate proiectul la final? Ei bine, în privința izolării care se va realiza prin internarea în spital a bolnavilor, inclusiv a asimptomaticilor, internarea aceasta ar trebui să fie de 48 de ore, timp în care toți să fie verificați și evaluați. După cele 48 de ore, pacienții ar trebui fie să fie trimiși acasă unde să rămână de asemenea în izolare, fie să rămână în spital pentru a fi tratați în continuare. Pacienții au dreptul să conteste în justiție această măsură, însă până la obținerea unui rezultat ei trebuie să rămână în izolare. În privința carantinei, aceasta îi vizează pe cei care sunt suspecți, care vin din țări cu risc crescut. Vor sta acasă 14 zile, acasă sau într-un alt loc pe care îl aleg ei. Au fost eliminate din lege, din proiectul de lege, acele prevederi care vizau carantinarea bunurilor, iar în privința detașării medicilor, care era de asemenea un subiect foarte dezbătut, s-a decis ca acestora să le fie decontate cheltuielile de transport, de cazare și de masă. Acestea ar fi rezultatele discuțiilor din Senat. Așteptăm plenul despre care spuneam că ar trebui să înceapă în curând. Între timp au apărut și informații de la guvern, informațiile pe care s-a bazat executivul atunci când a decis să prelungească cu 30 de zile starea de alertă. Potrivit specialiștilor, dacă va continua acest ritm de creștere a infectărilor din cauza măsurilor de relaxare și din cauza lipsei unor instrumente legislative pentru impunerea regulilor și pentru carantinare, atunci am putea ajunge la o dublare a numărului de cazuri înregistrate zilnic și chiar la 1200 sau 1600 de cazuri înregistrate peste o lună la jumătatea lunii august. Aveți în expunerea de motive acele date pe care le-am prezentat pentru a arăta motivele care stau la baza prelungirii stării de alertă. Lucrurile, cât de grave sunt? Lucrurile sunt arătate evident de creșterea numărului de infectări, iar faptul că într-o situație de creșterea numărului de infectări guvernul, autoritățile sanitare au fost lipsite de cadrul legal care să permită cu adevărat lupta eficientă, nu a făcut altceva și pe fondul unor astfel de atitudini negaționiste, nu a făcut altceva decât să crească riscul de infectare a cetățenilor români. În ceea ce ne privește, toate posibilitățile legale pe care le-am avut, toate instrumentele le-am folosit la capacitate maximă și le vom folosi în continuare. Pandemia de coronavirus continuă să avanseze alarmant și la nivel global, iar numărul infectărilor a depășit 13,7 milioane. În Australia au fost raportate astăzi un număr record de cazuri, în timp ce America Latină are peste 60% din infectările înregistrate la nivel mondial în ultima săptămână. Și în Statele Unite au fost raportate din nou peste 67.000 de cazuri în 24 de ore. Iar americanii revin asupra unor măsuri. Cel mai mare lanț de supermarketuri a introdus obligativitatea purtării măștilor de protecție în toate magazinele sale. Al doilea oraș ca mărime al Australiei a raportat astăzi 317 infectări cu noul coronavirus, un nou record național. Melbourne s-a întors la carantină săptămâna trecută și va rămâne așa cel puțin 6 săptămâni, când sunt limitate orice deplasări considerate neesențiale. Every individual, every family, every local community, the choices that we all make absolutely determine how many people get this virus, how it spreads and how long those restrictions will be in place for. Și capitala Japoniei este în alertă roșie, cel mai ridicat nivel după apariția de noi focare. Numărul infectărilor este aproape la același nivel cu perioada de debut a epidemiei, lucru pus și pe seama testării. Situația este dramatică în America Latină. Brazilia a ajuns la 75.000 de decese cauzate de noul coronavirus și se apropie de 2 milioane de infectări și președintele Jair Bolsonaro a fost testat pentru a doua oară pozitiv. Mexic și Șeful Departamentului pentru Situații de Urgență a sosit în urmă cu puțin timp la sediul DIICOT, a spus că va face o plângere pe numele celui care l-a amenințat cu moartea. Mergem și noi acolo, ne dă detalii colegul meu Marius Popescu. Bună ziua, Marius!
Bună ziua, domnilor și domnilor. Așa este, în urmă cu aproximativ 5-6 minute, Raed Arafat a intrat aici în sediul DICOT, ne-a transmis faptul că va vorbi cu noi după ce va depune această plângere. După cum știm, în urmă cu câteva zile, pe Facebook a primit o amenințare foarte gravă Raed Arafat, o amenințare în care, în cursul, în cadrul cărei se spunea că trebuie să fie ucis, că trebuie să părăsească această țară. Erau tot felul de declarații extrem de dure acolo. Raed Arafat a declarat că nu se teme de cei care îl amenință, că nu este pentru prima dată când a primit o astfel de amenințare. Iată că acum însă a venit să depună această plângere, pentru că până la urmă, spun sursele noastre, trebuie luate anumite măsuri împotriva celor care depășesc orice limită și fac astfel de postări pe internet, chiar dacă nu există urmări în realitate, însă cel mai bine este să fie depistate aceste persoane și apoi să fie trase la răspundere conform surselor noastre. Atât pentru moment, la revedere! Marius Popescu, îți mulțumim pentru toate aceste date. Doamnelor și domnilor, am ajuns la finalul acestei ediții speciale. La ora 14, colega mea Alina Stancu va aduce toate datele din raportarea de astăzi privind îmbolnăvirile cu noul coronavirus. Suntem în continuare cu ochii pe Senat. Acolo urmează o ședință de plen unde va fi dezbătută și votată legea carantinei și izolării. Va participa la această ședință și premierul Ludovic Orban și mai mulți miniștri. Vă reamintesc că datele din raportarea de astăzi vin la ora 14 de la colega mea Alina Stancu. Vă mulțumesc pentru atenție. Să ne revedem cu bine pe curând.